Biblia la pagina 1148, la Efeseni capitolul 5, Efeseni capitolul 5, primele șapte versete. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici cuvinte nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că nici un curvar, nici un stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Amin. Vă invit să ocupați loc. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul de a fi aici, de a asculta Cuvântul Dumnezeu deja, asculta cântările Domnului. Mă gândeam oare ce aș putea să vorbesc. Biblia este bogată, este o fântână din care poți să scoți apa vieții, învățătura la infinit. M-am oprit la acest pasaj foarte practic și foarte clar și vreau să vorbesc despre ce spune aici Apostolul Pavel. Spune. Anumite păcate, spune cuvântul aici, să nu fie nici măcar pomenite între voi. Ca și cum probabil că altele, pentru că suntem oameni și greșiți, mai pot apărea. They are likely to occur. Dar sunt anumite păcate, spune Biblia aici, care să nu fie pomenite în viac în biserica lui Dumnezeu. Apostolul Pavel e foarte se spune, oameni bune, astea niciodată să nu se audă între voi. Orice ar fi, dar astea sunt păcate deosebite și n-ar trebui să se audă între voi. Și spune acolo, cum se cuvine unor sfinți. Adică nu toate păcatele sunt la fel. Există păcate deosebite, speciale, care Biblia le condamnă mai deosebit decât altele. Și Biblia spune clar: feriți-vă de ele, fugiți de ele. Sunt păcate serioase, grave, de moarte. Păcate, cum spunem noi, capitale. De foarte multe ori am auzit această perspectivă, mai ales în această țară. Domne, păcatele sunt la fel. Nu-i nicio diferență între mine care curvesc și între tine care ești un fățarnic, ești un bârfitor, ești un om religios. Suntem la fel. Păcatul este păcat, Domnule. Fals. Complet nebiblic. Biblia nu spune că toate păcatele sunt la fel. Este drept că păcatul este păcat. Și niciun păcat nu poate fi minimalizat și numit nepăcat. Dar păcatele nu sunt la fel. Spune Biblia aici, sunt niște păcate grozave pe care spune Pavel, n-ar trebui să le auziți niciodată, speciale, zgroznice. Feriți-vă de ele. Și nu numai pasajul acesta. Sunt multe pasaje în Biblie care spun că anumite păcate sunt deosebite, sunt foarte grave. Vreau să vă întreb și vreau să vă dau niște exemple, să vă explic de ce nu toate păcatele sunt egale, cum încearcă unii, de obicei cei care au un libertinaj moral, să spună, domne, e tot una că eu sunt homosexual și tu bârfești. Ăștia de obicei folosesc argumentul acesta că păcatul este păcat ca să-și acopere păcatele lor mari. Asta nu înseamnă că noi nu ne pocăim de păcatele noastre, mai mici probabil. Trebuie să ne pocăim, orice păcat este păcat și până nu ne pocăim, el este valabil în viața noastră. Însă asta nu minimalizează păcatul unora care trăiesc cu bună știință și se uită oarecum spune aia, da, că și tu ești fățarnic, măi, pocăitule. Ești ca mine care fumez și beau. Nu! Nu este adevărat. Păcatele mari nu trebuie să fie minimalizate în biserica lui Dumnezeu ca să lăsăm așa un relativism că până la urmă și ei și noi tot păcătoși suntem. Foarte periculoasă perspectiva aceasta și foarte nebiblică. În primul rând există păcate care sunt intenționate și premeditate, unele nu sunt. Vrei să-i spui că e același lucru? Vrei să spui că atunci când fără să am intenția, m-am supărat și s-am spus o vorbă, e tot una că atunci când premeditez și în cazul de față spune despre curvie, mă duc, ce din greșeală am căzut în patul aproape lui meu? Nu-i tot una. Intenția, premeditarea este pedepsită în America mai grav decât ceva care ai făcut fără să dai seama. Când un păcat este premeditat, când o crimă este premeditată, se plătește mult mai scump chiar și pe pământul acesta, până și oamenii au înțelepciunea aceasta. Efectul nu e același. Păcatele sunt mai mici sau mai mari în funcție de efectul pe care l au. Se vorbește mult de violență în familie. Dar nu uită că ai spus o vorbă și ai e violență verbală. Sau ai dat o palmă. Sau ai bătut-o. Sau ai maltratat-o. Sau chiar ai omorut-o. De ce? Pentru că efectul este altul. Și statul și Dumnezeu privește lucrurile diferit din cauza efectelor păcatelor noastre. De asemenea, ne uităm la consecințe. La consecințe. Și când spun consecințe, vreau să spun efecte pe termen lung. Bârfa mea de moment. Mânia mea de moment. Nu are efectele pe care le are poate curvia despre care vorbește pavel aici. Pentru că în urma curviei tale, consecințele sunt groznice. Este divorț, sunt copii care vor fi fără tată sau mamă, și sunt copii din flori. Și degeaba te pocăiești tu peste un an că copilul ăla rămâne. Și o să-l vezi până mor, o să-ți fie ca un spin în ochi. Ăsta este rezultatul și consecința păcatului meu. Eu mi-am cerut iertare că te-am jignit și o trecut, efectul este minim. Dar când tu ai făcut un compil din flori, păcatul acela este mai mare pentru că are o consecință care rămâne. De aceea nu putem spune că toate păcatele sunt la fel. Ei, ceea ce mă surprinde pe mine în textul acesta, frații mei, că în lista păcatelor speciale sunt două pe care nu m-am așteptat să le găsesc puse împreună. Asocierea asta este nu este în acord cu standardul meu cultural. Deloc. Care sunt aceste păcate grozave despre care vorbește Pavel astăzi? Spune așa, curvia sau orice altfel de necurăție, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi cum se cuvine unor sfinți. Extraordinar. Asocierea asta e surprinzătoare. Nu m-am așteptat să spună Pavel curvia și lăcomia. După standardul american, cultura de aici, lăcomia și mai ales necinstea îi păi, îngrozitoare. Să te ferească Dumnezeu să minți. Să te ferească Dumnezeu să înșeli din lăcomie și să furi la taxe. Un american autentic, care ține la honesty și la, la cinste, așa cum cultura asta este bine instruită, va spune foarte clar, ba mai mult, dacă ești și creștin, îți vine cu Biblia, dați Cezarului. Să te ferească Dumnezeu, asta e păcat de moarte în cultura locală. Dar curvia, nu e chiar așa grav. Și pentru ei, asocierea asta este surprinzătoare. Pentru că există o laxitate morală. Există o permisivitate morală crescând în cultura care în trăim și în biserici, chiar spune domne, până la urmă curvia sau bârfa că ei o spun mereu și mulți tineri preiau învățătura asta, e tot una. Și pentru ei e surprinzător, domne, dar chiar așa grav îi. Totuși până la urmă Trebuie să fim toleranți. Trebuie să lăsăm oamenii să se bucure de viață. Da. Biblia spune că și lecomia și curvia sunt păcate grele înaintea lui Dumnezeu. E când treci la români, e invers. În satul românesc, divorțul nu se pomenea în trecut. Te mutai din sat. Curvia era condamnată până și de Ortodox. Nu-ți rușine mă să-ți înșel nevasta mă, nemernicule, nu ți rușine să te duci tu la vecina ta. O fost o cultură foarte strictă cu păcatele astea și dacă se făceau, nu erau publice ca în America. Nu și permitea nevasta să bage la divorț, care are ea chef, că s-o săturat, și are chef de vecinul. Nu se pomenea, cultura făcea o presiune, te jignea oameni, mă, nu ți rușine, mă, femeie. Bagă-ți mințele în cap. Dar lăcomia nu e o mare problemă la români. Și aici e surpriza lui Dumnezeu în această dimineață din Biblie pentru noi românii. Păi, frate, acum știm că curvia e gravă, dar lăcomia păcat de moarte? Păi, frate, noi toți. Care nu? Stai, motoul românilor. Păi, toți ne mai lăcomim. Tu nu vrei să ai mai mult, frate. Deci ia cuvântul lui Dumnezeu intră într-o critică serioasă a atitudinii noastre sau a tendințelor noastre de cultură românească și ne spune, lăcomia este în aceeași categorie cu curvia. Asta spune textul fraților. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere să nu fie pomenite între pocăiți. Amin! Este un păcat de moarte, este un păcat grav. Și toți românii care consideră că nu-i grav să se trezească, toți românii care se împrinși de păcatul lăcomiei, să-și revină, Dumnezeu ne strigă prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt. Lăcomia și curvia să nu se pomenească între voi. Sunt păcate mai deosebite. Dumnezeu să ne trezească mintea sănătoasă prin înștiințări. Vreau să mai completez ceva aici. Cuvântul spune foarte clar, ca să le fie clar, curvia sau orice alt fel de necurăție. Biblia nu este foarte grafică când e vorba de sexualitate, nu de descripții cum dăm noi uneori și ne place să intrăm în limbaj specific și uh, descriptiv. Aproape că sugerăm oamenilor ce ar trebui să facă, nu ce să nu facă. Biblia este foarte sumară și nu este o carte de sexologie cum ar vrea unii. Nu are cuvinte moderne ca lesbianism, homosexualitate, perversitate, că nu existau în vremea aceea. Dar cuvântul spune foarte clar curvia sau orice altceva din sfera asta. Ca să ne fie foarte clar, astăzi când voi vorbi despre păcatul acesta mă refer la toate păcatele sexuale, că asta spune textul aici. Curvia sau orice altceva de felul acesta, orice necurăție. Biblia nu vorbește de masturbare, nu vorbește de pornografie, dar spune clar, toate necurățiile alea sexuale, îs păcat. Să ne fie foarte clar la cei care spun, domnule, Biblia nu spune nimic de lesbianism, nu spune nimic de perversită, nu spune nimic, frate, unde scrie? Scrie, aici scrie, curvia sau orice alt fel de necurăție. Dumnezeu să ne să ne ferim de toate că toate sunt în categoria aceasta a păcatelor sexuale care sunt grave. Ca tare, gândul meu de introducere a fost acesta. Nu încercați să minimalizați păcatele acestea. Nici prin mesajele de la Anvon, nici prin sfaturile pe care le dați. Harul pe care noi trebuie să-l arătăm păcătoșilor și dragostea lui Dumnezeu nu minimalizează gravitatea unor păcate. Să ne fie clar, nu putem spune că, de fapt, curvii, homosexualitatea și păcatele astea care apar tot mai des între, între noi în, în această cultură sunt ca și bârfa și fățărnicia. Dumnezeu ne cheamă să înțelegem și să păstrăm standardul lui Dumnezeu. Ce e grav în ochii lui Dumnezeu este grav. Ce este urât și scârbos, cum spune Biblia, rămâne urât și scârbos în ochii lui Dumnezeu. Și trebuie să păstrăm standardul și ierarhia pe care Dumnezeu o stabilește. De ce sunt păcatele acestea speciale? Vreau să ne uităm acum la contextul în care Pavel ne spune ce ne spune. Și anume, primele două versete. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Și începe Pavel. Fraților, urmați pilda Lui Dumnezeu ca niște copii. Este imaginea copilului care îl urmează pe tatăl. Copiați-l pe tatăl. Pocăința înseamnă să faci ce face tatăl. Atât. Urmați pilda Lui Dumnezeu. Fiți ca niște copii care urmează pilda Lui Dumnezeu. Și mai jos spune cuvântul așa, trăiți în dragoste. După cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Ca un prinos și ca o jerfă de bun miros Lui Dumnezeu. Versetul 2 din Efesen 5 ne spune clar. Principiul și exemplul. Care este principiul? Trăiți în dragoste. Asta e principiul. Urmați pilda lui Dumnezeu. Care? Trăiți în dragoste. Cea mai mare poruncă. Știm, nu? Și care este pilda? Trăiți în dragoste după cum și Hristos, el e pilda, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Amin. Pilda este Iisus Hristos care s-a dat pe sine pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Avem principiul lui Dumnezeu și pilda, trăiți în dragoste după cum Hristos, pilda, s-a dat pe sine pentru noi toți. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Bun, dar asta e versetul 1 și 2. Ce legătură e între versetul 1 și 2 și 3? Dumnezeu ne cheamă să urmăm pilda Lui, să trăim în dragoste, să ne jerfim și după aia spune curvia și lăcomia să nu fie pomite între voi. Păi frate, aici e un gap, nu e legătură. Ba da, este. Și tocmai asta explică ce vrea să ne spună Apostolul Pavel. Curvia și lăcomia, asta este primul gând. Sunt păcate deosebite pentru că sunt un atentat la cea mai mare poruncă. Asta ne spune Pavel. Oameni buni, curvia și lăcomia sunt un atentat la principiul dragostei. Trăiți în dragoste. Și dacă este un atentat la cea mai mare poruncă, Păi este un păcat de cea mai mare gravitate. Vedeți, legat de lucrul acesta cu, cu clasamentele, că spun că nu există clasamente. Și într-un fel au dreptate, o să explic ce înțeleg eu prin clasament. Dar dacă există în Biblie cea mai mare poruncă, dacă Domnul spune că nu toate poruncile sunt la fel, păi nici păcatele nu sunt la fel. Spune foarte Clar, că omii și cineva au spus, Doamne, care este cea mai mare și mai însemnată poruncă. În altă parte spunea evanghelistul, care este cea din tâi poruncă? Păi înseamnă, frații și soror, că nu toate poruncile sunt la fel. Și spune clar, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei. Vedeți, Domnul Isus spune că există ierarhie. Domnul Iisus spune că nu-i totuna bârfa și cu asta. Nu-i totuna fățărnicia și mânia cu asta. Cum încearcă unii să le îmbălmăjească, să facă un fel de salată din asta care nu are niciun gust. Spune cuvântul că există cea mai mare poruncă. Adică dacă o calci, ai cel mai mare păcat. Păi dacă există poruncă mai mare, încălcarea ei este un păcat mai mare. Ce vreau să spun este că noi nu avem clasamente clare, cum există în islam, pe puncte, curvia două puncte, lăcomia trei, nu se face un fel de pondere, să mai scade, să adună, nu suntem la un fel de balanță, un fel de matematică, de accounting, de contabilitate. Noi nu știm care e păcatul numărul 1, 2 și 3, dar există pasaje în Biblie care ne avertizează că anumite păcate sunt mai deosebite. Asta am vrut să subliniez. Și trebuie să le păstrăm acolo, să ne temem de ele, să ne fie scârbă de ele, să le urâm din toată inima noastră și să ne ferim de ele ca de cel rău. Asta vrea să ne învețe Apostolul Pavel: să nu le minimalizăm și să le punem pe un taler cu păcatele care uneori le facem din greșeală în viața cotidiană. Dumnezeu să ne trezească mintea sănătoasă prin înștiințări în privința aceasta, amin. Spuneam că. Curvia și lăcomia sunt un atentat la cea mai mare poruncă. Și vreau să explic. De ce? Cred că curvia, din ce înțeleg eu din Scriptură, este un păcat grav pentru că este o imitație a iubirii adevărate. Feels like love. Când un om se îndrăgostește de cine nu trebuie, are aceleași sentimente și trăiri ca față de soția lui. Ce dor, ți e drag, ai vrea să fie un sentiment foarte nobil, dar e o imitație. E fals. Și tocmai pentru că este o imitație, este periculos. Orice imitație care seamănă cu originalul este periculoasă, pentru că în timp înlocuiește originalul. Hai să vă dau un exemplu. Dacă în America nu ar fi legile stricte și nu ar fi foarte greu să falsifici dolarul, vreau să vă întreb, cine ar mai lucra? Dacă ar fi ok să tipărești bani la tine acasă, spuneți-mi câți ne-am mai trezit la ora 6 să mergem să muncim. ce mai ușor? Să muncești banii sau să-i printezi? Cred că toți ne-am face tipografii. Tipărești și mergi la Home Depot și-ți cumperi. Tipărești și mergi la Walmart și cumperi. It's easy. Dar legea este foarte strictă în sensul acesta, ca să nu cumva să intre banii falși pe piață, că n-ar mai lucra nimeni, s-ar duce economia în nas și mai devreme sau mai târziu dolarii originali ar deveni pe cale de dispariție, ar apărea ăștia printați noi, arată și mai bine. Ei, asta este de fapt curvia, este o imitație, pare că e ok. Spun americanii, domnule, dacă simți că nu mai iubești pe soția ta, pe cum să trăiești cu ea, domnule? Că nu mai simți. Uite, mi-e simt. O iubesc pe colega mea de birou. What's wrong? Follow your heart. Ascultă-ți inima, zic românii. E o nebunie religioasă să stai lângă un om dacă nu mai simți. Ba mai mult aș vrea să spun că e o imitație gustosă. Feels like love. Tastes like love. Are gust. Plăcut. Păcatul este plăcut. Biblia nu spune nicăieri că păcatul nu este plăcut. De aia aleargă oamenii cu grămadă acolo și beau din izvorul interzis pentru că îți ape dulci. În privința asta vreau să vă dau un exemplu. Când am în America, a început, nu știam prea multe despre țara aceasta și am învățat un lucru. Poporul acesta este number one în lume la economie din punctul meu de vedere. Dincolo de toate minusurile, cred că sunt cei mai buni la marketing. Fac bani din orice. Cei mai buni la ce înseamnă economie. De aceea țara aceasta a mers bine, pentru că sunt foarte buni la economie. Vând orice. La început știu că m-am dus și am cumpărat unt. Așa, scria mare, butter. Păi ăștia am cu ce bunimă Ce gust. Parcă așa era unul din România, mă gândeam, extraordinar. A trecut o lună, două, trei și după aia am văzut că ăștia șmecher, Ăștia știu să vândă. Am uitat mai atent pe cutie, scria, I can't believe it's not butter. Și scria, mic, I can't believe it's not și mare, butter. Și românul repede o luat. O, oh, stai că ăștia sferi snichii. Ăștia sunt foarte șmeche. Ăștia ajuns să facă business. Și după aia am văzut ce scrie acolo. It's not butter. Asta e margarină cu unt de butter, de unt. De... Margarină cu gust de unt. Gustul e de unt, dar nu e unt. E fals, e margarină, e sintetic. Forget it. Buy something else. E exact așa este curvia. Ar trebui să scrie diavolul pe cutie când te atrage, dar el nu e onest. I can't believe it's not love. It's not love, believe me. Nu este dragoste. Nu-mi vine să cred, dar nu e dragoste. Fac între diavolul și americanii, că americanii sunt onești. Să tem de court, the issue of liability, nu poți să faci. Diavolul e hoț și e și scrie pe cutie love și unii cred. Este o imitație gustoasă o imitație care seamănă cu dragostea. Tocmai de aceea Biblia spune, feriți-vă de curvie. Orice al păcat, zice acolo, dar ăsta e diferit, zice acolo în Corinteni. Orice alt păcat să vă în afara trupului, dar ăsta e special, pentru că este o imitație a iubirii adevărate a lui Dumnezeu. Este cel mai pervers fake cea mai urâtă imitație, dar gustoasă, pe care diavolul a scos o scos-o în lume și care distruge familii și vieți de copii inocenți. Păcatul acesta al curviei, Dumnezeu să îl scoată din viețile noastre dacă e acolo. Și să nu se pomenească în biserica Domnului păcatul acesta niciodată. Amin. Biblia ne spune foarte clar, frații mei, vreau să revin un pic la ce înseamnă dragostea, să explicăm un pic ce spune Biblia. Spune cuvântul așa, în Ioan 4, de două ori spune în versetul 8 și 16, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Tot ce vine din Dumnezeu e dragoste și când e încercare, și când e deces, și când e bolă. Dumnezeu nu poate fi decât dragoste. Însă deseori noi predicăm și citim invers. Dragostea este Dumnezeu. Fals! de aici ne pleacă nouă problema. În doctrină de aici să strecoară învățătura falsă. Cântăm asta în biserici. Dragostea e Dumnezeu. Spunea Sies lui, când spui că dragostea e Dumnezeu, cază în idolatrie. Ridici la rang de zeu dragostea, sentimentul, feelingul. Dragostea nu este Dumnezeu. Nu tot ce se simte ca dragoste, nu tot ce pare dragoste, este din Dumnezeu. Tineri dragi, vi se pare că vă îndrăgostiți. Vi se pare că e dragoste, că e de la Dumnezeu, dar de multe ori nu-i voia lui Dumnezeu. Nu tot ce pare a fi dragoste, nu tot ce pare îndrăgosteală, îi din Dumnezeu, îi curat, îi binecuvântat, îi după voia lui Dumnezeu. Dragostea nu e Dumnezeu. Și când dragostea devine Dumnezeu și lași tot pentru dragoste, you follow your heart, îți asculți inima, spui, domne, nu mai stau cu ea că nu mai iubesc, mă duc cu aia pe care o iubesc. Dragostea aia devine idol, devine zeu, conduce în viață și conduce la prăpastie, pentru că dragostea nu este Dumnezeu, este un idol, un Dumnezeu fals. Cu alte cuvinte, întâi Dumnezeu și dacă El spune că e dragoste, dacă e din El, e dragoste, dacă nu, nu e dragoste. Iată, frații mei, cuvântul Domnului, știm că ne spune în Ieremia, capitolul 17, cuvânt pe care îl știm cu toții, ca să ne fie clar, inima este nespus de înșelătoare, 17 cu 9, și deznădăjduit de rea. Ați auzit? Inima este deznădăjduit de rea și de înșelătoare. Nu poți, nu ai voie în creștinism să-ți urmezi inima. Inima nu este un reper. Pentru creștin, voia lui Dumnezeu este un reper și nu inima și emoția, nu dragostea, nu feelingul. De aceea este periculos. Tine, dragi, asta nu-i dragoste, e pasiune. Emoție. E poftă, e obsesie, e ce vrei, e păcat, dar nu-i dragoste. I can't believe it's not love, but it's not love. Vreau să lămurim ceva din Scripturi. Dragostea nu este un sentiment. Să ne fie clar, nu este ce simțim noi. Dragostea este o poruncă. Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dumnezeu nu te întreabă dacă îți place de el. Nu te întreabă ce simți pentru el. Domnul îți poruncește să îl iubești. La fundament, iubirea este o poruncă. S-ar putea că toată viața să nu simți ceva deosebit pentru fratele tău. Să-ți fie antipatic. Dar Biblia îți cere să iubești. uneori și sentimentele se modelează după voință și e de dorit lucrul acesta. În al doilea rând, dacă venim la dragostea de familie, este un legământ înainte de sentiment. Dumnezeu nu ne obligă, nu ne poruncește să o iubim pe Maria sau Ion. Sau pe, nu ne dă un dar când ai ales, ascultă-mă bine, când tu ai ales, tu ai simțit, ție ți-a plăcut, tu ai iubit, ai avut feeling atunci când ai venit la altar. Când ai ales, No, gata, ăsta e a tău. Devine legământ. Dar dacă nu mai simți peste șapte ani nimic, revii la legământ. Cum te-ai simțit acum șapte ani? No, să simți și astăzi. Emoția nu primează, ci primează legământul, commitment. Rămâi în familie și revii la legământ. Că unii întreabă, dar ce să fac, frate, când inima mi-o și încep să mă îndrăgostez de altcineva. Simplu. Revii la legământ. Revii la legământ. Te duci în oglindă, te uiți bine la tine și îți spui de 100 de ori, sunt însurat. M-am măritat. Te speli cu apă rece, dai două palme și îți revii. Nu există soluție magică decât să rămâi în legământ. Mam. Însurat. Când eram copii, când făceam prostii la școală, ne punea să scriem de 100 de ori. O să fiu copil cu minte. Nu mai deranjez în clasă. Voi fi un elev exemplar. Ei, fă și tu asta! Vorbește cu tine în oglindă și spui, sunt însurat! Am un legământ! Și înfruntă emoția. Înfruntă feelingul. Și scoate pe cel rău din inima ta. Dumnezeu să ne dea această putere și să ne ajute să nu o luăm razna. Să ne dea Dumnezeu puterea aceasta, față. Pentru că păcatul acesta distruge vieți și familii. De asemenea, vreau să am un pic de timp, pentru că timpul trece. Un pic de timp să vorbesc și de lăcomie, că noi dăm pe curvie mult, că nu o prea întâlnim așa des. Dar cum rămâne frate cu lăcomia, păcat de moarte? De ce păcatul ăsta e atât de grav? Pentru că este un atentat la legea iubirii. Auzi ce spune aici cuvântul. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Și ce înseamnă iubire? Și s-a dat. Hristos s-a dat pe sine pentru toți. Hristos s-a investit. Hristos s-a golit pe sine. Hristos a investit. Hristos a pierdut pentru noi viața. A pierdut tot, a renunțat la tot ce a însemnat El pentru noi. Tocmai de aceea, lăcomia este un păcat, într-o contradicție flagrantă, pentru că lăcomia este exact opusul. Dacă Hristos s-a dat pe sine, lăcomia vrea totul pentru sine. de -aia e păcat. De moarte. Lăcomia spune totul pentru mine. Interesul meu primează. I don't care. Business is business. Și când vorbim așa, frații mei, suntem pe o pantă foarte alunecoasă. Vreau să abordez, să atac, să dezbat o frază pe care o aud des între noi și care este periculoasă. Fratele Fedu nu vorbește de evrei, care nu Vorbește foarte concret. Trebuie să vă fi obișnuit deja cu mine. Ia pe mulți spunând, frate, numai cu românii și cu pocăiți să nu faci afaceri. Cu românii pocăiți ne rugăm, cu românii pocăiți postim, merg la adunare, dar nu business. Vreau să vă întreb ce spune zicala asta despre noi. Cum arată comunitatea lui Dumnezeu care de luni până vineri lucrăm cu mexicanii și cu americanii. Ni să ne auzim de frații noștri. Nu le dăm geaburi. I don't care. My interest. Interesul meu. Dar duminica ne rugăm aici ca fățarnici. Dăm pacea Domnului. Dar de luni până vineri, americanii și mexicanii. Asta este o mare problemă. Asta arată că nu suntem o comunitate reală. Este o bureală. De luni până vineri, Treaba noastră. Și ne bucurăm că americanii și mexicanii nu pot să sune, că nu știu unde. Și vrem să facem business cum știm noi. De aia nu vrem cu frații, că te spun. Și de luni până sâmbătă facem ce vrem noi. Și duminica suntem comunitatea lui Dumnezeu și frați și surori. Frații mei, asta nu e o comunitate reală. Asta e fake. O comunitate reală este o comunitate integrată. O comunitate care are părtășie și legături permanente. În care oamenii lucrează împreună. În care oamenii își dau business-uri unii altora, pentru că sunt frați. Și această zicală arată că este un cancer relațional care ne distruge. Uitați-vă la Amish. Ăștia sunt înapoiați tehnologic. Dar înfloresc economic, pentru că sunt uniți. Uitați-vă la ei. Nu tu tehnologie, dar sunt uniți. Lucrează de mână, dar vând și îți prosperi. Pentru că sunt o comunitate reală, integrată. Se promovează acest model că biserica e duminica. Dacă se poate nici să nu vorbim după adunare, stângem becul și acasă, să nu ne certăm, să părem că totul e în regulă. Asta e fake! Ce picnicuri, frate! Să ne dispitim unii pe alții? Da! Ca e comunitate reală! care să ceartă și să împacă și să iubește. Și apar, păi dacă nu mai jucăm teatru și pace, pace și zâmbim, plecăm acasă cu un mega biserici, nici nu știm. Vine tânărul la nuntă și pastorul întreabă cum te cheamă. Păi e comunitate? Nu e comunitate. Mai un spuneau frate, vezi să nu mergi așa, ai grijă acolo, când mergi cu tinerii la picnicuri, să nu te bagi între ei la fotbal, zice că tu ești păstor, tu ai Adică să ne păstrăm așa imaginea, nu cumva, mai, îți mai dă la picioare, vă, nu te mai scapi. Păi tocmai să vedem ce zice pastorul când îi dai la picioare. Ai comunitate reală, să văd și eu cât e de pocăit. Că la învon e pocăit. Hai să-l văd ce zice când îi dau la picioare. Hai să văd ce zice când fac business și poate noi e și bine. Să-l văd pe fratele cât e de pocăit. Fați-mi, aia e comunitate reală. Și de-aia lăcomia este o problemă. Că în spatele multor decizii pe care le facem în business, e lăcomia. Știu că sunt și excepții și nu vreau să spun că ar trebui numai. Eu am, am până acum o decizie mea, până acum am încercat ca mecanicul meu, frizerul meu, real estate tot să fie români pocăiți. Și am reușit. Mulțumesc Domnului, nu am făcut un commitment, un legământ, mai ajung și pe mâna altora uneori, dar așa m-am propus ca întâi să ajut pe frații mei. Și când vine câte un frate, tu ești păstor, frate, ia am prețul, cât ei la alții. Nu-mi fă discount aici. Că și tu ai business. Și tu ai familie. N-am venit să-mi dai de gratis. Am bani. Vreau să câștigi și tu. De aia vin la tine și nu mă duc la american. Să te ajut. Că asta înseamnă comunitate. Asta înseamnă legea iubirii. Hristos s-a dat pe sine. Mă duc la un mexican pentru 100 de dolari mai puțin? Merită pentru 100 de dolari să mă țigănesc pentru 100 de dolari să mă duc la cipăreală, să-l trag în piept pe fratele meu? Nu merită. Nu merită. Frații mei, believe me, credeți-mă, nu merită. Nu merită. Mă, știu că sunt și cazuri când calitatea lipsește. Nu cred că avem o obligație față de frați. Dacă omul nu-și face geabul bine și-și bate joc, arată să învețe ce scrie acolo. Toate lucrurile să fie făcute ca pentru... Dacă nu știe, am sorry. De asemenea, când omul vine cu un preț exagerat, este peste nivelul pieței, nu-i vina mea. Dar dacă mă duc mult sub nivelul pieței, numai ca să-l șantajez pe fratele meu, caut orice națiune care merge sub piață să distrugă piața în Phoenix, nu mi se pare că e ok. Acolo nu mai mi se pare că e ok. Dacă fratele meu cere preț normal, pentru ce mă duc la cipăreală numai ca să-l pe fratele meu? Asta e o problemă. Aici e problema. Nu când omul cere prea mult. Nu când ai frați mincinoși care te păcălesc și te vorbesc și știu că uneori știi că omul e dificil, omul e rău, nu, again and again the same. Adică tot aceeași poezie, numai bine nu cu el. Spuneam un frate, frate, mă duc cât pot de jos. Și tot îți nemulțumiți. Vor de gratis. E, asta e o problemă cu, cu clientul. Și de multe o să zic că lăcomia așa acolo. Îi mă aștept ca fratele meu să nu crede pomană, că e frate. Asta nu-i lăcomie. Ba, și asta e lăcomie. Nu uita, și el are taxi, și el are business, și el are familie ca tine. Nu aștepta că-i frate, frate. Și atunci să intre așa într-un fel de încălceală. Eu las un pic mai jos, ăsta nu-i mulțumit oricum. Eu sunt nemulțumit că el nu-i mulțumit și lucrez ca atare. Că și aici e o lăcomie. îi dau un preț mic, dar fac și păreală. Că m-am întrebat, că eu întreb. Frate, cum lucrează ăla? Asta mă pastorație. Cum e ăla? Eu vă întreb, frate, ce lucrezi? Oh, eu sunt mecanic, o scutare. Și întreb, cum lucrează X? Am auzit deseori, da, ai par. Adică îți dă preț mic, dar dă bani aia, cam atâta, încă sub. Și asta e lăcomie. Îți dau un preț ca să te înșel, te atrag, wow, preț bun. Și de fapt nu-ți ofer servicii de prețul ăla. Economisez material, timp și calitate. Mă doare în cot. Mai plătit ca frate, îți lucrez ca frate. Asta e o problemă. Vedeți, există un lanț al slăbiciunilor care duce la certuri, probleme și nu mai lucrăm unii cu alții. Și nu mai suntem comunitate reală, e vrăjeală. Vorbeam cu cineva să tună aceasta și, un exemplu bun, îmi permis să dau un exemplu bun. Și vorbeam de bani, spune, calitate mai bună, bani mai buni. Spune, nu. Și am învățat ceva de la fratele ăsta. La mine, calitatea este necondiționată. Bani mulți, puțini, calitatea este întotdeauna a must. Nu negociem calitatea. Calitatea se oferă. Și la clientul zgârcit, și la pocăit, și la nepocăit. Calitatea este o condiție fundamentală. O, dacă am învățat asta, calitatea e pentru Domnul. Și prețul? E ca pentru fratele. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Mi-ar plăcea, frații mei, să, să fim o comunitate reală. Să avem o listă. Să știm Cine e accountant în biserică? Cine e mecanic în biserică? Cine se ocupă de plumbing în biserică? Asta înseamnă să fie dragostea lui Dumnezeu care se jerfește. Asta înseamnă. Foarte practic. Du-te și fă și tu la fel. Spunea cineva într-o zi, o soră care e chiar prezentă, iar spun, nu e nicio rușine, spunea, frate, spune fraților că eu am absolvit și chiar mi-am luat diplomă și fac taxe. Nimeni nu are cum să știe că am școala și fac taxe. Și mă gândeam, mă, avem pe cineva care face taxe. Nici nu știu. Într-o comunitate reală știi. Dom'le, ăla face taxe, ăla face aia. Și mă duc la fratele meu întâi, dacă se poate. Dumnezeu să ne dea putere, frații mei, să luptăm împotriva lăcomiei din noi. Lăcomiei și la client când vrea ieftin. Lăcomiei și la meseriași când vrea să facă bani mulți pe spatele tău. Noi toți trebuie să ne contrăm tendința către mai mult. Și Biblia spune foarte clar, lăcomia de avere și curvia nici să nu se pomenească între voi. De aceea m-am apropiat de acest text și am vrut să vorbesc lucrurile acestea ca Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. De vreau să continuăm, mai sunt câteva lucruri în acest pasaj care sunt importante, legate de felul în care intră lăcomia și curvia în viața omului și care este soluția pe care textul o prevede pentru astfel de cazuri care sunt grave. Până de seară vrea să ne rugăm unii pentru alții, haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Terminăm la timp în această zi și să ne rugăm pentru noi, fraților. Sunt cuvinte grele, pentru că sunt despre noi și pentru noi. Dar Dumnezeu vrea să ne îndreptăm și dacă sunt aici oameni care au lăsat păcatul curviei în viața lor, dacă au lăsat păcatul lăcomiei în viața lor, Dumnezeu să-i trezească prin cuvântul Evangheliei și prin Duhul Sfânt și El să curățească pe fiecare. Să plecăm acasă eliberați. Domnul să ne sfințească, să ne primească. Mulțumim Lui pentru dimineața aceasta. Amin.